Suntem invitați anul acesta să ne rugăm pentru unitate între creștini, cu precădere în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, cu desfășurare de la 18 la 25 ianuarie, dar și în celelalte zile. Tema acestei săptămâni este Învățați să faceți binele, căutați judecata, iar tema și materialul din săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor de anul acesta au fost pregătite de un grup din Statele Unite ale Americii, convocat de Consiliul Bisericilor din Minnesota, în acord de plin cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Vă spuneam și în titlurile ediției că editura Presa Bună a realizat broșura cu textele liturgice pentru celebrarea acestei săptămâni, care vă stau, bineînțeles, la dispoziție. Continuăm și noi seria interviurilor dedicate acestei teme și importanței rugăciunii pentru unitatea creștinilor. De această dată mă bucur să-l salut alături de noi în studioul nostru pe Părintele Dr. Iosif Antili, este vicar episcopal la secțiunea Cultură Creștină și Dialog Ecumenic în dieceza de Iași. Lăudat să fie Iisus Hristos și bine ne reîntâlnim, Părinte. În vecii vecilor, mă bucur și eu să ne revedem aici în emisiunile RCS FM și la televiziunea Angelus TV. Bineînțeles, de data aceasta, în mod deosebit despre ecumenism, ne dorim să purtăm dialogul nostru, pentru că, iată, începând de astăzi, s-a dat startul săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Deja în unele dieceze sau eparhii au avut loc încă de zilele trecute întâlniri în acest sens. Ce este și ce nu este ecumenismul, Părinte Iosif? Da, este o temă sensibilă pentru România, ecumenismul, dacă stăm și ne gândim. Nu? Dacă ne gândim la dieceza de Iași, la vremurile frumoase după Revoluție, când reușeam să ne întâlnim, să ne rugăm în timpul acestei săptămâni de rugăciune pentru unitatea creștinilor și în bisericile ortodoxe și în bisericile catolice, astăzi vremurile alea par foarte îndepărtate, pentru că astăzi, așa cum știm, nu mai e posibil acest lucru. Dintr-o anumită, să spunem, reticență din partea bisericii ortodoxe, pe care noi înțelegem această, să spunem, până la urmă orice drum, și drumul ecumenic are momente de entuziasm, are momente în care oamenii spun, mai stăm și mai reflectăm un pic. Până la urmă înțelegem această sensibilitate din partea bisericii ortodoxe, dar noi, ca biserică catolică, vom organiza în fiecare zi, începând cu ziua de astăzi, vom organiza aceste momente de rugăciune, la care, bineînțeles, sunt invitați toți care doresc să participe, și ortodoxi, dacă doresc să participe, și protestanți, sunt bineveniți la aceste momente de rugăciune, nu? Până la urmă, noi creștinii suntem separați și, cum spune adesea Sfântul Părinte și toți papii au spus în ultima vreme, separarea dintre creștini este realmente un scandal. Chiar dacă noi nu mai percepem acest scandal, pentru că ne simțim foarte confortabili în, așa, în, să spunem, în biserica noastră, cu rugăciunile noastre, cu ritualurile noastre, cu obiceiurile noastre, și spunem avem totul. Nu, atâta timp cât suntem separați, nu putem avea totul și nici nu suntem după gândul de la început pe care l-a avut Mântuitorul. Da. Asta referitor în mod deosebit la țara noastră, la dieceza noastră, dar dacă e să facem un pas în spate, să privim așa de când a început acest drum ecumenic, dar și locul unde s-a ajuns, privind și în celelalte țări, ce ne spuneți, sau așa, în lumea întreagă? Da, trebuie să spunem de la început că acest gând al ecumenismului s-a născut în sânul grupărilor sau bisericilor protestante. Pentru că experimentând o diviziune atât de mare, protestanții au fost primii care și-au dat seama și au zis în ce direcție ne îndreptăm, cu atâtea denominațiuni și confesiuni și așa mai departe, nu? În ce direcție ne îndreptăm? Și atunci ei au fost primii care au inițiat acest gând al rugăciunii pentru unitate și asta începe undeva în secolul al XVIII-lea. Da. La început biserica catolică a fost poate mai rezervată față de acest lucru, dar deja la sfârșitul secolului al XIX-lea și apoi în secolul XX, biserica catolică s-a angajat masiv în acest drum al ecumenismului. Să ne gândim, de exemplu, la Paul Watson, preot, bine,
convertit la catolicism, dar a fost cel care a dat un impuls decisiv rugăciunii pentru unitatea creștinilor. Să ne gândim apoi la Conciliul al doilea din Vatican cu documentul Unitatis Redintegratio, da, care la fel promovează puternic unitatea. Să ne gândim la toți pașii pe care i-au făcut Papa Ioan Paul, Sfântul Ioan Paul al doilea și așa mai departe. Toate sunt, să spunem, inițiative foarte puternice prin care Biserica Catolică este angajată într-o manieră foarte decisă pentru dialogul ecumenic. Să ne gândim numai la faptul că, de exemplu, în Italia, românii ortodoxi au peste 400 de biserici catolice în care pot celebra liturghia ortodoxă. Da, și Biserica Catolică este bucuroasă să ofere aceste biserici unde credincioșii români ortodoxi pot celebra liturghia în ritul lor și se pot simți ca acasă, acolo, celebrând Sfânta Liturghie. Am dat exemplul Italiei, dar sunt atâtea exemple în toate țările din Occident unde sunt români și unde, iată, Biserica Catolică are această deschidere foarte mare. Cu alte cuvinte, putem vorbi de pași concreți și mă bucur că i-ați amintit, pentru că riscăm să credem că acest drum ecumenic este doar așa, o dorință sau o poveste, dar de care ne amintim o dată pe an atunci când este săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, fără să vedem concret că totuși există pași făcuți. Nu știu, poate avem așa, ne limităm să spunem bine, bine, dar nu avem data Paștelui odată, nu o vom avea niciodată și cam acolo se încheie, să spunem, ceea ce cunoaștem despre drumul ecumenic. Nu este așa. Dacă mergem mai în profunzime, vedem că sunt lucruri care se fac și că este necesară rugăciunea, pentru că, până la urmă, și de aici pornim. Atunci când nu credem în ceva, nu are rost să ne rugăm, nu-i așa? Și atunci, cu cât înțelegem această necesitate, cu atât reușim și să înțelegem pașii care s-au făcut și care cumva depind și de fiecare dintre noi. Da, ai atins această problemă a deosebirilor, nu dintre... Până la urmă, foarte mulți rămân blocați în fața acestor deosebiri, nu? Catolicii celebrează într-un fel, ortodoxii celebrează într-un alt fel, protestanții într-un alt fel. Și mulți văd în aceste aspecte o piedică în calea unității. Aici aș spune că e nevoie și de un pic de cultură. Cultură creștină, un pic de înțelegere a istoriei. Până la urmă, noi ca biserici am evoluat într-o anumită direcție, condiționați de diferiți factori istorici. Ori în momentul în care noi facem din aceste diferențe o problemă atât de mare, avem o problemă, inclusiv de cultură. Până la urmă, faptul că ortodoxii celebrează liturghia într-un fel, catolicii într-un alt fel sau protestanții au momentele lor de celebrare diferite, asta nu ar trebui să constituie o piedică în calea unității. Până la urmă, și asta este o bogăție, nu? Și în interiorul, dacă ne gândim în interiorul bisericilor ortodoxe, există diferite rituri sau tradiții și asta nu constituie o problemă în recunoașterea reciprocă din partea bisericilor. De ce spun că adesea reticența față de acest drum al refacerii unității, pentru că trebuie să spunem, sunt oameni care nu au încredere în ecumenism. Mulți urăsc acest cuvânt, ca și cum ar fi un fel de erezie, nu? Nu au încredere în refacerea unității. Eu aș spune că această neîncredere și această respingere a celuilalt este, în definitiv, și un semn de profundă incultură. Până la urmă, un om care încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat în istorie, cum s-au separat unii și alții, își poate da seama că au fost adesea orgolii umane, au fost adesea decizii neinspirate, decizii nefericite care ne-au dus la această separare. Dar faptul că suntem separați astăzi este un scandal și noi, din partea noastră, trebuie să facem tot posibilul pentru a reconstrui unitatea aceea pe care Iisus Hristos a dorit-o de la început. Și dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, vedem acolo în Cartea Faptelor Apostolilor cum creștinii de la biserica din Biserica Începuturilor erau un gând, erau o inimă, erau adunați în jurul apostolilor și așa mai departe. Ori
toți trebuie să facem acest drum spre înapoi pentru a redescoperi unitatea. Până la urmă, de ce ne rugăm? Pentru că zicem, domnule, ne rugăm. Cu ce ne ajută rugăciunea? Aici este toată cheia. Pentru că la nivel de negocieri, adesea vor fi probleme, piedici, dar suntem convinși că unitatea o creează Duhul Sfânt, așa cum spune adesea Sfântul Părinte. Unitatea aceasta vine pe drum și o creează Duhul Sfânt. Da? Până la urmă, noi ne străduim, dialogăm din punct de vedere teologic, avem proiecte comune pe linie socială, caritativă, avem proiecte culturale împreună cu ceilalți, dar inima ecumenismului trebuie să fie rugăciunea. De aceea, în această octavă de rugăciune pentru unitatea credinței, noi ne rugăm convinși că rugăciunea este cheia unității. Rugăciunea este cea care poate să înmoaie inimile împietrite, așa, care nu sunt capabile să facă un pas spre celălalt. Învățați să faceți binele, căutați judecata este tema pe care o avem cumva ca moto pentru această octavă de rugăciune. De unde este luată, ce ne spune, ce rol are cât privește unitatea creștinilor? A trebuit să știm că aceste texte biblice și texte liturgice, să le numim așa, sunt pregătite în fiecare an de undeva de o parte a bisericilor din lume. Biserica preferă sau bisericile preferă, pentru că aici vorbim și de Consiliul Mondial al Bisericilor, care delegă Comisia Credință și Constituție, și apoi este și Dicasterul pentru promovarea unității creștinilor din partea Bisericii Catolice. Acestea delegă în fiecare an o biserică de undeva din lume, sau mai bine zis, un Consiliu al Bisericilor. Mm-hmm. Ei, pentru anul acesta, delegat pentru alegerea acestor texte și pregătirea acestor texte, a fost Consiliul Bisericilor din Minnesota, din Statele Unite. O zonă cunoscută în întreaga lume pentru problemele rasiale cu care s-a confruntat. E bine, acest Consiliu al Bisericilor din Minnesota, format din vreo 27 de comuniuni sau, dacă vrem să spunem, de confesiuni, așa, toate acestea au pus împreună gândul lor, preocupările lor, au creat o comisie formată și din preoți, și din laici, și din reprezentanți ai populațiilor vechi ale Americii, da? Și împreună au gândit aceste texte. Și au ales pentru acest an un text din cartea profetului Isaia, chiar din primul capitol. E un text în limbaj exegetic, se cheamă în ebraică rib, ceea ce ar însemna o ceartă. Dumnezeu cumva își ceartă poporul, da? Deci Dumnezeu aici, să spunem, rostește așa un rechizitoriu, acuză împotriva poporului. Și îl acuză de ce? Îl acuză de faptul că aduce cult, e culmea, da? Poporul merge la templu, se roagă și zice, noi suntem în regulă, dar în realitate ia o problemă, și anume nedreptățile sociale. Da, deci trăim într-o lume, până la urmă Isaia trăiește în secolul al VIII-lea, o perioadă de prosperitate și pentru regatul de nord și pentru regatul de sud. Isaia trăiește la Ierusalim, dar această perioadă de prosperitate aduce și profunde nedreptăți. Există o clasă foarte bogată, așa, și există apoi clasele sărace. Persoanele fără protecție socială sunt nedreptățite în toate felurile. Da? Iar poporul se duce la templu și zice, suntem bine. Ori profetul vine și le spune, nu este bine. Dumnezeu zice, textele sunt extrem de dure, nu? Zice așa Domnul, când veniți să vă prezentați în fața mea, cine cere acestea din mâinile voastre călcând în picioare curțile mele? Nu mai aduceți ofrande zadarnice. Și zice Dumnezeu, dacă vreți să, cu adevărat să aduceți o ofrandă corectă, atunci zice, spălați-vă, purificați-vă, deci curățați-vă, îndepărtați răul faptelor voastre dinaintea ochilor mei, încetați să faceți răul, învățați să faceți binele, căutați dreptatea. Aici este textul cheie, da? Deci până la urmă,
acest tip de reproș Dumnezeu ne-l adresează și nouă astăzi. Pentru că noi ne simțim adesea foarte confortabil în ambientul nostru. Dom'le, noi suntem credincioși și drept măritori. Noi avem dreapta credință, noi avem dreapta liturghie, noi avem asta. El, alții aia sunt niște eretici, niște schismatici. Da? Acest tip de discurs Dumnezeu îl urăște. Îl urăște. Pentru că spune, la ce îmi slujesc liturghiile și celebrările voastre când voi sunteți atât de dezbinați? Da? Sunteți dezbinați, sunteți poate plini de ură unii față de alții, dar veniți în biserică și vă rugați. Faceți cruci, aveți devoțiuni și așa mai departe, dar în realitate vă urâți între voi. Da, de aceea acest text este extrem de puternic și să ne gândim la un lucru, că acest text este citit în Statele Unite ale Americii în contextul acesta al conflictelor rasiale. În 1862, aici în Minnesota, au fost executați a doua zi de Crăciun 38 din populația indigenă. Da, deci o scenă îngrozitoare. În a doua zi de Crăciun execuți 38 de oameni din ură rasială. Și tot aici în martie în 2020, în perioada acestei crize mondiale, ce o fi fost această criză, știm că un tânăr afroamerican, George Floyd, a fost ucis de către un agent de poliție din Minnesota. Și a fost prima dată în istorie când un agent de poliție din acest stat a fost condamnat pentru uciderea unui cetățean al statului de culoare. E bine, până la urmă, ce vrea să spună acest text și ce au voie să spună aceste biserici din Minnesota cu acest text? Că ceea ce acolo a fost ură rasială la ei, sau ură rasială care există, poate fi o imagine a urii care există uneori între confesiunile creștine. Și îmi spunea Părintele Lucian Păuleț, vorbeam ieri despre acest subiect și zicea că cunoștea o bătrână de culoare din Statele Unite ale Americii care a spus că atunci când era copil, prin anii 50, în biserică, erau catolici, da? Deci în biserică cei de culoare aveau colțul lor, nu se puteau amesteca cu albii, nu aveau voie să se amestece cu albii. Ori această situație s-a întâmplat în toate aceste biserici din America, și catolice, și protestante, și toate celelalte. Da. Până la urmă, un astfel de text atrage atenția asupra acestor idiosincrazie, asupra acestor, cum se cheamă, lucruri care noi ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit să-i disprețuim pe ceilalți. Ne-am obișnuit să-i condamnăm pe ceilalți. Să-i condamnăm pe creștinii din alte confesiuni, din alte biserici. Ori acest tip de ură aproape generată undeva de conflictele istorice este un scandal. Iar faptul că discutăm despre aceste lucruri ar trebui să ne facă să înțelegem că trebuie să ne apropiem unii de alții, trebuie să învățăm să respectăm ceea ce este frumos în celelalte biserici, în celelalte confesiuni. Fără această apropiere sinceră și onestă, fără respect între noi, nu poate exista o armonie și nu poate exista o mărturie autentică. Și eu spun adesea, până la urmă, un creștin, un catolic inteligent va învăța să aprecieze lucrurile frumoase din Biserica Ortodoxă, de la protestanți. Un ortodox inteligent va învăța să aprecieze lucrurile frumoase de la catolici, în alta teologie catolică. Și sunt, știu, atâția de pildă studenți ortodoxi sau preoți ortodoxi care au studiat la Roma, în universitățile pontificale. Sunt moduri prin care reușim să ne cunoaștem mai bine și să apreciem lucrurile frumoase pe care Duhul Sfânt le realizează în celălalt. Pentru că trebuie să spunem că tot ce este frumos și nobil în Biserica Catolică, tot ce este frumos și nobil în bisericile ortodoxe, tot ce este frumos și nobil în tradițiile protestante, toate acestea sunt lucrare a Duhului Sfânt,
Poate unii zic, preotul ăla zice erezii. Nu, astea sunt lucrări ale Duhului Sfânt. Acolo unde avem manifestări ale binelui, ale iubirii, ale carității și unde există reală stimă față de frați, acolo este lucrarea Duhului Sfânt. Unde este ură, mi-e teamă că e lucrarea altcuiva. Un gând așadar final sau o concluzie, ținând cont și de ceea ce spuneați mai devreme, de faptul că de multe ori ne obișnuim să credem că noi suntem mai buni, de multe ori ne obișnuim să avem prejudecăți față de ceilalți și poate chiar riscăm nici să nu le mai considerăm păcate, păcate împotriva unității sau păcate oricum, pentru că deja nu-l punem pe celălalt egal cu noi, ci îl vedem mai prejos. Ce putem face concret? Ați amintit din start de această cunoaștere, de această cultură care e importantă, ignoranța de multe ori duce la, și la astfel de păcate, ce mai putem face noi concret? Da, deci până la urmă, ceea ce putem face concret, cred că există și un ecumenism al vieții reale. Până la urmă, oamenii obișnuiți, dacă ne gândim la catolici, ortodoxi, protestanți, vorbim de România în cazul de față, da? Acești oameni lucrează împreună, adesea sunt colegi de serviciu, sunt poate vecini în orașe mai ales, nu? Și oamenii aceștia au învățat să trăiască în respect unii față de alții. Mie mi-este teama aici că uneori poate ierarhia sau preoții, nu vorbim doar de ierarhie, ci vorbim, poate adesea cei care conduc bisericile, poate sunt un pic în urma credincioșilor, care au un ecumenism al vieții, care adesea funcționează într-o manieră foarte frumoasă. Eu cred că acesta este un punct de plecare foarte, foarte bun. În rest, sunt aceste momente de rugăciune, cum este această octavă de rugăciune sau săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor, când trebuie să vorbim despre aceste lucruri, trebuie să avem curajul să spunem că separarea dintre creștini este un scandal și că fiecare este dator în felul lui să lucreze pentru ca toți creștinii să se apropie din ce în ce mai mult unii de alții, pentru a realiza acest ideal al unității. Și mă gândeam la ceea ce a spus un părinte de la seminarul teologic greco-catolic Sfinții Trei Ierarhi din Oradea, care zilele acestea, pentru că ei au început mai devreme săptămâna aceasta de rugăciune, a spus un lucru extraordinar și aș vrea să citesc din ce a spus el. Prezentul este unul nu doar al diversității sănătoase, ci și al diviziunii nesănătoase. Unitatea este deopotrivă un fapt atestabil în trecutul bisericii primare și o promisiune escatologică pe care Dumnezeu o va împlini în mod infailibil. Ea este normalitatea din care am căzut și certitudinea spre care ne îndreptăm. Da? Deci până la urmă unirea era normalitatea creștinilor de la început, noi am decăzut din această stare de unitate și de aceea suntem datori să luptăm pentru construirea drumului unității. Și până la urmă fiecare trebuie să decidă personal în sufletul lui dacă este pentru unitate sau dacă vrea să continue vrajba dintre frați. Eu una sunt pentru apropierea dintre frați și cred că și cei care ne ascultă se gândesc că e păcat că suntem atât de divizați. Deci să facem un pas de apropiere unii față de alții. Mulțumim mult, Părinte Iosif, pentru aceste explicații, dar și puncte de reflecție. O zi frumoasă în continuare și mult spor în activitate. Mulțumesc frumos! Am de săracuș la dialog. Vă așteptăm! Bine. Mulțumim! A fost alături de noi până în acest moment Părintele Dr. Iosif Antili, vicar episcopal, secțiunea Cultură Creștină și Dialog Ecumenic în cadrul diecezei de Iași. Ercis Media transmite video, în direct, cele mai importante evenimente din viața diecezei romano-catolice de Iași.